Kroz agrikulturu, kroz obrađivanje zemljišta. Kako tu se postroji? Kako bi mogao da opstaneš? Poate n-ai o casă undeva zidită. Možda nemaš negde zidanu kuću. Pune-ți, frate, niște copaci. Ukopaj nekakve, nekakve stabla. Pune-ți acolo niște, niște afine, niște zmeură, niște căpșuni, niște jagodice, mure, niște cupine. Pune-ți lucrurile astea. To prvo treba da se chiar dacă nu ai casă încă acolo. Chiar și dacă n-ai cuciu unde bi să dar vei putea mânca din ele. Ali da bi mogo da obstane ele cresc, se dezvoltă. Oni se rastu, razvijaju se. Până termin tu casa. I dok ti završiš kuću. Înțelegeți dumneavoastră. Sfatate li? Că unii s-au apucat de construit. Neki su se uložili snagu i pare. Și apoi s-au gândit, zidanje. Hai să plantăm și noi un copac. I tada donose odluku, ajde da zasadimo drvo. Nu este o investiție rea. To nije dobra, nije loša investiția. Dacă aveți o casă. Ako imate kuću. Și sunteți dependenți de sistemul de canalizare de apă de la stat. Ali ste ipak zavisni od, od hidrosistema, dakle vodu dobijate od države i dalje stavite. Faceți-vă o fântână, frații. Napravite bunar, da ne budete zavisni od države. Faceți-vă o fântână. Napravite bunar. Curentul electric. Isto to i za struju. Ce faci dacă ți-au iarna ți-au întrerupt curentul electric? Da, ce cine ti kad ti usred zime preseku struju? Ce faci? Šta ćeš? Centrala explodează. Dacă centrala će explodirati? Întrebarea este, noi chiar credem că vin lucrurile astea sau nu credem? Suštinsko pitanje je da li mi verujemo da će ovo sve doći na nas ili ne. Suntem kao omul ala din tragedia veacurilor. Ili smo kao onaj čovek iz Velike Bogove. Care striga, vine nenorocirea peste Ierusalim, vine, 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 vine. Danima, danima, dolazi velika nesreća na Ierusalim, dolazi nesreća na Ierusalim. Când a venit, i kada je ta nesreća došla, a murit și el. Kaže, izveštaj, umro je zajedno sa ostalima. Noi preștim ce vine. Mi znamo što dolazi. E în fața noastră. To je ispred nas. Și stăm și ne uităm. A mi că ne e greu să ne dezlipim de apartament. Teșcu nam je da se odvojimo od svog stana. Ne e greu să ne dezlipim de afaceri. Da se odlepimo od našeg biznisa. Ne e greu să ne dezlipim de lucrurile acestea. Od svih tih stvari. Și va veni un timp. I dolazi trenutak. Când ai să vrei să le mai faci. Da, i kad budeš želeo da ostaviš sve to. Și n-ai să mai poți. Nećeš moć. Când o să înceapă dezastrele acestea în marile orașe. Kada ta velika nevolja i haos krene u gradovima. Cine ți mai cumpără apartamentul tău din Novi Sad? Ko će kupiti tvoj stan u Novom Sadu? Când bolile încep acolo, cine crezi că mai vrea? Pentru că diavolul atacă cetățile astea. Kada krenu velike bolesti, înțelegeți? Ko će tada da ti kupi sve to? Dar lumea spune, stai, că metru pătrat a crescut. Da, da, ali druga strana i drugi glas. Dacă mai așteptai, mai luai mai mult. Kaže ti drugo uvo, čekaj, čekaj, no. Još malo da porastu još cene kvadrata u gradu. Și diavolul te ispitește să crezi că ai făcut o alegere greșită. I diavol te kuša upravo navodeći ti da, čin, da doneseš pogrešnu odluku. Ne-am revenit din pandemie. Oslobodili smo ieșire. Se pandemie. Sada smo... Ca durerile nașterii. Da. Peste femeia însărcinată. Ali zaboravljamo da kaže da će kao kod trudne žene bolovi navaljivati, jel? Socija mea știe, eu nu știu. To zna moja žena kako to izgleda. Începe durerea, počinje bol, și apoi pauză. I posle toga pauza. Iarăși durere, opet contracția, iarăși pauză. I opet pauza. Dar pe măsură ce te apropii de nașterea copilului. Al kako vreme porođaja se primiče, pauza este malinka. Sve manje i manja pauza. Înțelegeți? Mai mică. E la fel acum. I sada? Noi zicem, ieșim din criză. Nu! Mi pomišljamo da ćemo izaći iz krize. Bar liniștea pentru o criză mai mare. To što sad imamo trenutni mir, to je samo pred još me gori u gori. Vorbeam cu cineva. Još goru krizu. A făcut o groapă. Cine? Un frate. Jedan brat je napravio. A făcut groapă. Veliku rupu. Și a spus bani în pământ. I kaže, zakopo je sve svoje pare. Deci așa de, cum să zic, de frică să nu-i piardă, să-i bage la bani, a băgat în pământ. Zašto? Od straha da ne izgubi, on je mislio da će tu sigurno. Și la un moment dat mu strat de Duhul Sfânt s-a dus să vadă ce-i cu bani. I u jednom trenutku ga je Duh podstakao i kaže, šta ću se para? Și banii începuseră să mu cegăiască. I tamo je video da su se pare ubuđale. Să nu te smulți de cap atunci. Počeo je da čupa kose, mučenik. Nu este timpul acum pentru așa ceva. Nije sada vreme za tako nešto. Isus a spus și închei. Kaže na, u zaključku Isus. Rugați-vă ca fuga voastră. Molite se da beže vaša. Să nu fie când.
Nebude kada? Iarna, zimi, nici într-o zi de sabat. Ale nici subotu. Vreau să vă întreb și să mă ajutați. I molim vas, pitaću vas a vi mi pomozite. Ce au în comun sabatul cu iarna? Šta ima zajedničko subota sa zimom? Šta ih povezuje? Ce au în comun? Ce faci pentru sabat și ce faci pentru iarnă? Šta je to što činiš subotom i zimi? Dar, pregătire. Pregătire. Priprema. Iarna nu este castraveți la solar. Da, ne možeš zimi da nađeš krastac. Trebuie să pui la borcan. Te krastaci si već ranije pripremio i stavio u konzervi sa u tegu. Trebuie să te îngrijești ca iarna să poți lua ceva să ții niște vitamine. Pre zime moraš da se pobrineš za to da imaš vitamine preko zime. Iarna este mai frig. Hladnije zimi, jel? Când pregătești lemnele? Kad pripremaš drva za zimu. Avea soția mea un vecin. Dolazi moja supruga kod susedea. Când vedea iarna, el nu-și pregătea lemnele. Kaže, nije pripremio drva. Și lua drujba în mijlocul iernii și tăia copacii din curte să se încălzească. I kaže, posekuje drva u dvorištu da bi mogo da preživi zimu. Dar nu face nimeni așa. To nikad te pregătești în timp pentru aceste lucruri. Na vreme se spremaš za zimu i drva. Pentru sabat ne pregătim. E se pripremamo za subotu. Și fizic. Fizički. Și spiritual. I duhovno. E la fel și pentru ceea ce vine. E, pa isto e tako i za ono što dolazi. Vreau să închei cu un pasaj se găsește în 2 Timotei. I da zaključimo sa tekstom u 2 Timotejevoj. 2 Timotei, capitolul 4. Četvrto poglavlje. Frații mei, timpul scurt care ne-a mai rămas. Dragă mâi, to kratko vreme koje pred nama. Este un timp ca noi să facem atât pregătirea fizică cât și cea spirituală. To je upravo vreme predviđeno za fizičko i duhovno pripremenje. Foarte bine că ne rugăm. Dobro je da se molimo. Foarte bine că studiem. Dobro je da studiramo. Dar dacă noi studia și se ruga, muream potop. Dar? Dacă noi doar se ruga și studia. Ali da se Noe samo molio i proučavao. A da se moara napele potopu. Umro bi i zajedno sa ostalim potopom. Pentru că Dumnezeu i-a zis, tu trebuie să construiești ceva. Jer Bog rekao, treba nešto da napraviš. Noi credem că vine Domnul. Mi verujemo da dolazi Gospod. Fraților, vine un timp că nu putem cumpăra și vinde nimic. Govorimo, doći će vreme când nećemo moći da kupimo i prodajemo. Și te întreabă oamenii. I ljudi te pitaju. Dar cum ai să trăiești? A kako će živeti onda? Păi tu crezi ceea ce spui. Pa veruješ u to što govoriš? E ca și cum eu zic, în 5 secunde clădirea asta se prăbușește. Zamiste situaciju, znam da će se za 5 secundi srušiti ova zgrada. Și eu mă așez pe scaun. I sedim tu na stolici. Și mi-au o pernă. Imam jastuk. Și mă apuc și dorm. I spavam. Ce ziceți de mine? Šta biste vi rekli za mene? Omul ăsta are probleme cu cap. Ovo čovjek ima nešto u glavi, neki problem. Pentru că el nu crede ce vorbește. Ne veruje to što govori. Noi le spune la oameni, vine Domnul Iisus, vine sfârșitul, vine. Mi upravo govorimo ljudima, dolazi kraj, Isus dolazi, kraj svemu. Mai mare, mai mare. A svoju imovinu širimo. Păi vine sau nu vine? Pa dolazi ili ne dolazi? O veni. Da. O veni el cândva. Jednom će doći. Frații mei, credem noi aceste lucruri. Dragă mea, brațo, pitanie e da. Trebuie să ne pregătim spiritual. Ako verujemo, onda moramo. Dar pregătiți-vă și din punct de vedere fizic. Duhovno da se spremimo, ali isto tako i fizički. Avem de făcut această pregătire. Jesmo li to učinili? 2 Timotei capitolul 4 de la versetul 9. Dakle, 2 Timoteva 4 od 9. stiha. Caută de vino curând la mine. Postaraj se da dođeš brzo k meni. Versetul 21. 21. stih. Caută de vino înainte de iarnă. Postaraj se da dođeš pre zime. Și acum ascultați, când i-a zis să vină. Când i-a rekao da će doći? Vino înainte de iarnă. De iarnă. Dođi pre zime. Versetul 13. 13. 13. stih, da. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o la Troa, la cap. A kad dođeš, donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa. Și cărțile, mai ales pe cele de piele. I knjige, a osobito kožu. Timotei spune, Pavel spune Timotei, vino la mine, dar vino înainte să vină iarna. Pavel Timotiu, dođi mi, ali pre zime dođi. Și înainte să vină iarna vreau să-mi aduci două lucruri. A pre nego što dođeš? Ce-a zis să-i aducă? Odnosno, kad dođeš pre zime? Am o haină acolo, adu-mi-o.
Две ствари ми донеси. Имам таму некаку кабаницу. Донеси ми тоа. А тоа е приготирија. Тоа е припрема за физика. Физичка приправа. Бидејќи кога тунч кога вине јарна, јер кога дојде зима, се нутремур. Да не дрхтиш. Кога сам тае апа, кога се укине вода, кога сам тае куренту, струја, кога сам ја манкара, кога се узме храна, јас се трескам од речи, pentru că am ascultat de Dumnezeu. Ia ce живеți ca o țar, iar să-mi poslușeau Gospoda. Va veni un timp când vom fugi de și de la aceste lucruri. Dolazi vreme când ce morate de bejimo și să tih. Îngerii lui Dumnezeu ne vor da de mâncare și ne vor da de băut. Când ce morate de bejimo planine, znați sami tada verujemo da će nam anđeli donosti hranu. Dar este un timp. Ali când din prin ascultare de cuvânt postoji onaj period kratak kada slušajući Božju riječ vom fi binecuvântați de Dumnezeu. Primit ćemo blagoslov Boži. Și mai mult decât atât, Pavel a zis să nu uiți cărțile. I više od toga kaže Pavle ne zaboravite knjige. Pregătirea spirituală. Duhovna priprema. Unii știm doar muncă. Neki znaju samo da rade. Fără pregătire spirituală. Bez ove duhovne strane. Alții știm doar de pregătire spirituală. Drugi stavljaju akcenat samo na duhovno. Fără să avem grijă de pregătirea. A zaboravljaju fizic. Fizičku stranu. Trebuje să fie echilibru. Dakle, mora da postoji balans. Eu cred, ravnoteža. Frații mei, cred că mult timp nu mai este. Verujemo da nema puno vremena. Timpul scurt de libertate. Ovo kratko vreme slobode. Este ca noi să fim înțelepți cu privire la aceste lucruri. Upravo traži od nas mudrost. Am văzut ceea ce a fost în lumea noastră. Videli smo šta se dogodilo u našem svetu. Întrebarea este oare ceea ce se arată la orizont pentru fiecare dintre noi. Ce vine? Dakle, pitanje je sada ono što se pojavljuje na horizontu. Šta je to? Să ne ajute Domnul să fim pregătiți. Neka nam Gospod pomogne da budemo pripremljeni. Amin. Amin. Dacă cineva are o întrebare la sfârșit, înainte să ne rugăm. Ako neko ima pitanja, može da postavi ako întrebare. Da. Da, ako neko ima pitanja, slobodno, neko bude slobodno da pita. Da. Sa Tatjana. Pa ja u stvari imam možda jedno pitanje, da li je brat proučavao knjigu od Malakije Martina Ključevi ove krvi? A on treba da preveće Jezus Isusijat Martin Malakije. The Keys of the Blood. The Keys of the Blood, da. I Fatima. Sigurd za Fatima. Da, samo to. Da. Očigledno da jeste. Da. Htjela sam ja da kažem nešto, a vi prevedite. Za ovo što ste rekli, da bežanje ne bude na sabatu, u subotu i u sabatu. Ja mislim ovako, kako sam ja osvjedočena, da zimi je hladno. Če pestiljarna jeste frik. I kako ćemo mi bežati? Očigledno se radi o bežanju. Jeste borba da je fuđira, da? Znači hladno. A drugo, za subotu mislim da u ono vreme su se kapije za to. Zice, în timpul Ierusalimului, aceste porțile se s-au deschis. Care e omul cu sezala spre sunță. I zbog toga je rekao Hrist, da se molimo, da ne bude zima i subota. To je moje mișina, ne moram da kažem. Avertizat să fie înainte, să scade soarele, pentru că porțile pot să fie închise. El onda bi, de bi narod bežao. Pentru că, în ocazia aceasta, poporul va fi înconjurat. Da. Nu am încercat atât de mult să țin o predică legată de versetul rugați-vă să nu fie. Nije ovo, to veče u velikoj meri bila propoved o tome kako treba da se pripremimo za subotu ili zimu. Să fac o aplicație prin care să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă și ne spune rugați-vă să nu fugiți când e prea târziu să vă mai pregătiți fizic. Pouka je ovo da se molite da vas događaju ne pregaze, da ne bude prekasno. Și rugați-vă să nu trebuiască să fugiți că nu sunteți gata nici spiritual. Da, i da ne zaboravimo tu duhovnu pripremu. Când a început războiul acesta? Kada je počeo ovaj rat o kojem smo govorili? A început iarna, vă aduceți aminte? Seća se to bilo u zimu. Eram la vamă. Bili smo na u și eram îmbrăcat cu 3 perechi de pantaloni. Imali smo debele pantalone na sebi. 3 geci aveam pe mine. Da, troslojnu odeșu. Minus 15, minus 17 grade. Bilo je minus 15, da? Și mă uitam la mame cu copilași mici. I gledamo kako nam se približavaju žene sa deci. Care veneau pe jos.
Peșițe su išli. Mâinile înghețate. Ruke su bile promrzne. Și chiar dacă tu vroiai să-i ajuți. Čak i ako bi želao da njima pomogneš. După 24 de ore cădeai din picioare. Posle 24 sata padaš nogu gotovo. Și chiar am transmis un mesaj de acolo, un mesaj care s-a numit rugați-vă ca fuga să nu fie iarna. Imao sam prilike upravo da im kažem tada jednu poruku, da im biblijsku poruku prenesem. Molite se da beže vaša nevinovnost. Așa cum am spus, u zimu. Pentru iarnă trebuie să te pregătești. Za zimu moraš da se pripremiš. Dacă nu ai o geacă, ai înghețat. Ako nemaš jaknu, smrzu se. Dar când se găsești geacă? A kada nabavljaš tu jaknu? Când ți-o iei? Kada je nabavljaš? Înainte să vină frig. Pre nego što postane. Când pregătești lemne? Kada drva? Înainte să vină frig. Pre nego što dođe. Când pregătești borcanele? Kada tegle sa zimnicom praviš? Înțelegeți? Razumeți? Da? Slavă! Ok. Da, frate Ilie. Mulți dintre noi nu facem la număr și eu, nu trece mesajul a face undeva la munte. Ce vrei să fugi și de pandemie sau de vaccine? Mnogi od nas ne razumeju šta, odlično da prevedem, mnogi od nas ne razumeju zašto bi neko bežao u planine, jel, u vremenu krize. Šta želiš da pobegneš na taj način od pandemije, od gladi, od čega? Vrei să te smuți de oameni. Hoćeš da se sakriješ od ljudi? I mnogim adventistima zapravo u tom smislu nije jasno zašto u planinu. Da, i bilo je tu određenih i rasprava po ovom pitanju između ljudi. Još uvek ljudima očigledno nije jasno. Jer se o tome ne govori dovoljno u našim crkvama. Da. Ajde ponovi ovo samo, molite. Da, jednom godišnje ili dva put godišnje. Kad nam dođe neki misionar sa strane. Pokrene se ova tema, obično to nije tema u našim crkvama, da. I zbog toga smo kao ovce koje ne znaju šta da čine. Čak i oni koji znaju, ne znaju koje mere da preduzmu u tom smislu. Foarte bun gând. Da, odlična misao. De ce nu se vorbește despre lucrul acesta? A zašto se ne govori o ovome, to je jasno. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă majoritatea copilului lui Dumnezeu ar înțelege mesajul acesta. Că vecina Božie dețe răzume la o porucu. Și alegi ca să te retragi în zonele acestea mai izolate. I că bi odlučili da se presele u te malo izolovane, el craiove. Efectul financiar asupra departamentului bisericii va fi simțit. Osetilo bi se to u kasi crkvenoj, el? Eu cred că dumneavoastră înțelegeți. Mislim da razumete. Secimea vor fi saci cu cartofi. Da, da, šta bi bio ovde desetak? Krompiri i šargarep. Morkovi. Da. Čapa. Asta este zecimea care va fi dată slujitorilor lui Dumnezeu. Ponudimo slujiteljima i crkvi. Și pentru că unii oameni i pošto nu sunt încântați de această idee, da, određeni ljudi nisu nici nu vor prezenta mesajele acestea. Odušeljeni takvim stanjem stvari. Eu cred că suntem oameni înțelepți. Oni ne žele ni da vam to iznose, a da. Mislim da su mudri ljudi. Motivul pentru care noi ne retragem. Motiv zbog kojih mi nu este să fugim de elicoptere. Nije da se mi sada krijemo od helikoptera. Nu este nici să ne ascundem de satelit și de dronă. Niti od dronova i satelita. Că n-ai unde să te ascunzi. Jer od toga nemaš da se sakriješ. Motivul pentru care ne mutăm. Motiv zbog kojeg se spune, mi se selimo. De 10 ori mai ușoară va fi lucrarea de desăvârșire a caracterului. Kaže, 10 puta ćete imati lakši posao usavršavanja karaktera. Poate că de stând într-un astfel de mediu, dakle, ako živite u takvom području, lucrând, radeći zemlju, rugându-te, moleći se Bogu, studiind din Biblie, proučavajući Bibliju u takvom okruženju, tu de acolo trebuie să te duci în Belgrad să predici Evanghelia când poți. Dakle, iz takvog mesta treba da odeš u Beograd da govoriš evanđelje. Înțelegeți? Deci noi nu lăsăm orașele acestea nelucrate. Dakle, ne ostavljamo gradove, ne zaboravljamo gradove.
neobrajene, da? Mai în duhovnom smislu, u misionskom smislu. Mai întâi trebuie să te ajuți pe tine ca să poți ajuta pe alții. Ali prvo moraš sebe da osposobiš u duhovnom smislu, da pomogneš sebi da i mogu drugima da. Ăsta este scopul. To je cilj. Avantajele grădinii, prednosti jedne bašte, da? Acestea sunt plusuri înțelegând profeția biblică. Da, da. To je ono što što nam proročanstvo biblijsko daje, znači kao plus, kao nešto što je dodata vrednost. Pentru că vorbeam cu cineva și a cumpărat o casă la munte. Razgovarao sam s jednim čovjekom koji je kupio kuću na planini, a on ostao vrea să o vândă. I hoće da proda. Știți de ce? Znate zašto? A zis așa. Kaže. Eu am crezut că Domnul vine repede. Mislio sam da će Bog brže da dođe, da će Isus brže doći, ali ne dolazi. Nu vine așa repede. Neće doći. Așa că trebuie să mă întorc înapoi la ce făceam cândva. Tako da ću se ja vratiti na ono što sam ranije radio. Pentru că mai este timp. Înțelegeți? Ima još vremena. Razumete? Întrebarea se pune în felul acesta. I sad u tom smislu pitanje se postavlja. Dacă nu vedea pandemia. Dacă nije da nije došla pandemija. Dacă nu venea război. Da nije bio ovog rata. Mai făceam ce spunea Dumnezeu, da sau nu? Da li bismo činili bilo šta po ovom pitanju? Da li ne? Înțelegeți? Dacă motivația noastră naša motivacija, nu este ascultarea de cuvânt, ako naša motivacija nije slušanje Božije reči, noi n-am înțeles nimic. Onda ništa nismo rozumeli. Dar acum, după ce am făcut aceste lucruri, a pošto smo uradili te stvari, când te uiți într-o parte, kada gledaš sa strane, Doamne, ce înțelept ai fost? Možeš da kažeš, Gospode, kako si mudar. Kad ne zis će sa facem. Kada si nam rekao šta da činimo. No i nam vazu pandemija da to je vazu. Mi nismo unapred videli, mogli da vidimo pandemiju, ali ti si. No i nam vazu razboju da to je vazu. Niti rat, ali ti si videli. No i nam vazu kriza alimentara da to je vazu. Nismo videli krizu gladi, ali ti si sve to videli. Kite bine kuvântări vin peste noi. Koliki su nam blagoslovi došli. Numai că noi așteptăm să le vedem. Jer dok smo, da smo čekali da sve to vidimo, ka apoi să facem pași. A posle da preduzmemo korak. Să moară animalele ca să mă las de carne. Dakle, da umru životinje da bi mogao da odustanem od mesa, da a životinje crkavaju, da bi ja video da bi vegetarijanac. Când am să văd că plouă, da vidim da kiša padne, mă apuc de construit corabie. I tek onda da pravim... Asta nu este credință. Noe, da pravi lađu, jel? To nije vera, to nije vera. Credința înseamnă, Doamne, nu văd. Vera kaže... Nici nu se vede. Ni na horizontu nije, ne vidim ništa. Dar tu ai spus. Ali ti si rekao... Dacă ai spus, ako si rekao... Înseamnă că așa este. Tako će biti. Și cu cât acționezi mai repede... I što pre kreneš u akciju... Cu atât este spre salvarea mea. To će više blagoslovi više na spasenje. Biskup Cianija trebuje lui Noe să construiască corabie. Znate koliko mu je vremena Noe trebalo da napravi lađu? 120 de ani. 120 godina. Ni se spune că exact în anul în care Noe a terminat corabia de construit. Imate napisano da tačno te godine kada je on završio konstrukciju, završio izgradnju lađe, potopul a venit. Došao je potop. Gândiți-vă. Dacă Noe ar fi primit de la Dumnezeu mesajul, da smo od Boga primili poruku și ar fi spus așa. I da je u toj poruci ovako. Hai să mai aștept încă vreo 3 ani. Hajde da još 3 godine sačekam. Ca să văd cum merg lucrurile. Da vidimo kako će stvari ići. Și mă apuc apoi de construit. I da posle toga krenem da pravim, jel? Scutați-mă cu atenție. Sad pazite, dobro? Noi nu terminam corabie. Nikada ne bi završio tu lađu. Și avea să fie pierdut. Izgubio. Pentru că efortul pentru construcția acelei corabii jer napor za izgradnju ove lađe a fost 120 de ani. Upravo je limitiran omeđen na 120 godina. Lekcija pentru noi e următoarea. Šta je lekcija? Când amânăm alegerile noastre spre bine, što više odlažemo ono što nam je za blagoslov, cu atât ne punem în pericolul de a nu fi gata. U toliko stavljamo sebe u opasnost da to ne bude završeno, taj posao ne bude završeno. Nu trebuje sa mnom. Ne treba da odlažemo. Ne trebuje sa akcionom prin kredit. Treba da ubrzavamo, da reagujemo. Amin. Amin. Am văzut acolo, fratele? Mijedre. Znači, u propovedi rečeno je, znači, da su mnoge divizije uzele novac. A i sve i pored diviziji, a u Albani, de la strat? Pored upozorenja u drugom proroštva, da to nikako ne bi smelo da se... Tomajka je sintema letizatka Asta Nutreva, za fije običaj u nos truše praksenost. Šta se dešava kao posledica toga? Časem tebla kako čicinca,
imamo naši najvećim crkvama ovde u Srbiji. Sreće na nostre, čeo je manje u Srbiji. Imamo propovedi. Aven, predičila. Većina propovedi bi mogla da ima zajednički naslov. Či mocina di krećesne srbiće, či predičila, pat se ajde, ajde koliko je titlu u tomu. Neće moj gospodar još zadugo doći. Da znam, nemo ono sredine kurde. Kao posljedica toga, naš narod, kako šećinca, vem, kako prvo nostru, uopšte ne vrši pripreme, kako je Biblija upozorila. A ja često pričam o tome sa ljudima iz sveta. Še vam ukazuje se vrbesku u omeni dilume, a gde spreda česte teme. I ljudima iz sveta ja ne moram da postavljam pitanja niti da započinjem razgovor. Ja vam sprijenca kad je i dilume, no u problemu se četvrna vrsta, ne treba se fati introdučere te mare. Ljudi iz sveta, kad je i dilume, jednostavno vide da iza ovoga fizički što se dešava, stoji nešto duhovno. Ka spatala često će se internetom glumea, jeste alčeva. Spiritual. Ječeva spiritual. Ovo da završim sa jednom poslovicom. Če se trnu u spatala proverba. Otca se celoga života boji da je pojede vuk. U, znači, to tam jaca se pastreza s nufije mankata de vuk. A na kraju je pojede pastor. Še normalno nanka pastor. Pastor. Čoban. Da. Хорошая пословица. Хорошая пословица. Поеде вука, оставие, поеде пастир. Мира речено. Чинари у реки, да узит сауд. Ко има очи, уши да чуе, не чуе, нека чуе. Бине, дражило, а ищ бъду он требаре. Милош. Да ли ова са ствар око питање, значи одлазка из градова, da li još čini da postoju i vakcina, postoje veće podore u crkvi, da li to čini da rešetanje bude još intenzivnije? Dakle, to je često kreste ku vakcinule, ku razboju, ku diferencije dintre binije, faće se, kako se kaže, rešetanje po nozime? Černere. Černere, a vina je maj aktivna. Intenzivna. Foarte bună intervenție. Dobre o pitanie. Dumneavoastră ați văzut cum a fost militat pentru vaccin? Videli ste kako su ljudi postali vrlo, kako bi to rekao, agresivni. Deci, pentru pitanie vaccina. Problema n-a fost așa pusă direct categoric. Dakle, cela ova problematică nije postavljena na kategorični, kategoričan način. Noi trebuie să-i ajutăm pe oameni. Dakle, išla je naracija odlike, treba da pomognemo ljudima. Trebuie să faci bine aproapelui tău. Treba da pomogneš onom koje je tvoj bližnji. Trebuie să-l păzești pe aproapele tău. Treba da obrătiš pažnju na njegovo dobro. Și noi nu putem să mergem împotriva statului. Pa onda ne možemo protiv države. Că porunca statului nu merge împotriva lui Dumnezeu. Jer ovde se poruka države ne suproti baš poruci Božije. Și oamenii au hotărât. I na osnovu toga su ljudi poțile odluke. Eu nu pot să trag linie în dreptul lor, că nu sunt Dumnezeu. Ja ne mogu da sada povučem liniju i da kažem dobro, loše. Znači ja nisam Bog. Dar ni se spune. Ali imam ono što... Când vo veni criza finală. Što čitam, jel? Kada dođe finalna criza. Cu privire la închinare, sabat sau duminic. I kada osnovno pitanje bude subota ili nedelja. Va fi foarte... Cum să zic, foarte înșelătoare pusă problema. Dakle, ceo problem ce se postavite na vrlo perfidan način, vrlo lukavo ce to... Pentru protejarea planetei. Biće otprilike uvijeno u oblande da sačuvamo celu planetu. Pentru salvarea familiei. Za porodičan lepši život. Pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Europei. Za blagoslov Boži nad Evropom. Și să vă mai spun un lucru. I reći vam jednu stvar. Ceea ce va pregăti lumea pentru această hotărâre finală. Ono što će pripremiti sve da donese konačnu finalnu odluku. Va fi personificarea cele de-a doua venire a lui Isus de către Satan. Upravo će biti personificacija drugog Hristovog dolaska. Pentru că când începe marea strigare, rumpli clici sau... Kada započne iz Božije zajednice velika, jasna vika, kako mi kaže... Atunci solia lui Dumnezeu va fi predicată sub ungerea Duhului Sfânt.
Dakle, tada će poruka Božija biti pod snažnim uticajem sila Svetog Duha. Proaja târzie, mesajul lui Dumnezeu va... Voi vorbi în limba sârbă. Dakle, govorit ćemo u srpski jezik. Înțelegeți? Brațe... Eu mă gândeam atâtea cuvinte între sârbă și rusă. Da. Toliko reči ima zajedniști. Și macedonean. Makedonski, si, srpski, ruski. Zic, acum razbire ciuciuti. Malo. Malo razumet sve. Malo. Dar mai târziu, când Duhul Sfânt va veni, dođe Sveti Duh, să putem vorbi adevărul lui Dumnezeu. Moći ćemo da prenosimo Božiju poruku. Dar asta este ce face Dumnezeu. Ali to je ono što Bog radi. Dar ce va face diavolul? A šta će diavol raditi? Credeți că diavolul o să stea așa? Mislite li da će ovako stajati? Și o să-i lase pe oameni să plece în direcția lui Dumnezeu? Da stvari idu u Božijem pravcu. Și atunci diavolul va lucra cu toată puterea el. Tada će diavol raditi sa svim svojim silom. Prin contrafacerea revenirii lui Isus. U smislu falsificata, falsifikovanja Hristovog domnului. Că noi ne întrebăm cum musulmanii îl vor accepta pe Isus. I mi se sad možda pitamo kako će to muslimani prihvatiti Isus. Cum budiști? A budisti? Cum se vor uni ei? Kako, na kojoj osnovi će se oni ujediniti? Dar în fiecare dintre aceste religii, a sve ove religije, ei așteaptă pe liberator. Sve zapremaju jednu zajedničku nit, a to je da čekaju oslobodioca. Diavolul va pregăti calea. I djavol će upravo pripremiti put za Ellen White scrie. Ellen White kaže. Ja scrie așa. Zice, Dumnezeu mi-a arătat. Pokazao mi je Gospod. Că de la învoanele bisericilor noastre, da će se za propovedonicama u našim crkvama. În adunările noastre de tabă. U našim zajedničkim skupovima. Zice, predicatori. Ce propovednici. Vor chema pe poporul lui Dumnezeu să sfințească ziua duminicii. Pozivati narod da sveti nedelju. Și ea spune, pentru ca să nu mergem împotriva legilor date de stat. Objašnjenje će biti da se ne suprotstavljamo zakonima koje propisuje. Când națiunile pământului se vor uni ca să caute soluții. Kada se nacije budu ujedinjavale da traže i pronađu nekakav rešenje nekako. Pentru salvarea planetei. Za spasenje planete. Spune, mulți vor fi înșelați. Mnogi će tada biti prevareni. Zar to nije ista retorika koju sad ne vidimo? Asta je retorika koju avem deja. Da. Misliš u našim crkvama? Deci acum ne este foarte ușor să vedem ce vine peste noi. I kroz to upravo nam je vrlo lako da prepoznamo kako će to izgledati. Biserici au fost rupte. Crkve su se jako podelile. Voi nu vreți să fiți vaccinați. Vi se ne vaccinišete. Voi nu vreți să portați mască. Nećete masku da nosite. Alo? Poliția? Avem pe cineva care vrea să vină la biserică. Imamo ovde ko hoće da dođe u crkvu, da posjeće crkvu. Nu vrea să poarte mască, domn. Neće da nosi masku. Frate a sunat la poliție să vândă pe alt frate. Brat je zvao policiju i prijavljivao svog brata. Și la noi încă e bine. Cu nas la voi. Dar da. Sunt biserici în țara noastră unde nu-și mai revin. Postoje crkve u našoj zemlji koje još uvijek ne mogu da se oporave od tih... Luați-i, domne, de aici. Luați-i, domnule, că nu sunt ai noștri. Uzmite ih i volite ih odavde, că ăștia nu pripadă. Probleme. Ne pripadă, nisu. Ăștia nu sunt frații noștri. Nu e poziția noastră. Că jurni nisu naša braća i to, jer to ni ne dele našu poziciju. O vom vedea cu ochii noștri, o să vedeți. To smo gledali našim očima. Încetul cu încetul se apropie. Malo po malo će to doći. Dar noi trebuie să știm astăzi ce trebuie să facem. A danas mi moramo doneti odluku šta ćemo činiti. Poziție pentru Dumnezeu. Da? Tanja? Vrlo je moguće da oni koji govore forte posilu, da oni koji govore da ne treba da napuštamo gradove. Nu treba da se da sam vraćamo. Su oni koji ne žele da idu iz gradova. A često sam čekao da mi vrlo leža de facto se... Kojima je lepo gradova. Kojima je lepo gradova. Forte ušorš i lakotetno vraćamo. Dakle, vaše kolege mnogo. A sunt colegile tale mult pentru ei. E sad, to je komentar, ali sad više jedno pitanje. Ako nam treba. Pošto Ellen White nam kaže da postoji pravi i lažni Hristov drugi dolazak. Da, jeste venire Luis Hristos te vrata i falsa. Dakle, lažni Hristov dolazak, to je dolazak Antihrista, je li tako? Antihristov jeste de facto spatele venire i falsa. A danas praktično svi govore o Antihristu, o dolazku Antihrista. Svi znaju za to. Toți vorbesc despre venirea lui Hristos. Svi creștini priču, catolici, pravoslavci, svi priču despre venirea Antihristului. Onda se postavlja pitanje kako će ipak biti prevaren. Și atunci putem întrebare cum, adică ei o să fie înșelați.
E sad, meni je palo na pamet kako bi se to možda moglo objasniti. Zanima me vaše mišljenje. Cum asta poate să fie explicat? Možda, možda za gândirea ta. Možda će Sotona, pre nego što dođe Antihrist, să vină Antihristul, napraviti lažni Antihristul dolazak. Se face un, fals, venirea lui Antihristus. Pa kad dođe pravi Antihrist, ispašće da spasava svet, și od njega. În momentul când vine în adevărat Antihristos, atunci el mântuiește lumea. Știți că nu fac reclamă la box. Ne reclamirăm boxul, de? Dar la box trebuie să fii atent. U boxul imate... Nu numai să dai. Ne samo da, pă, znači u boxul ne trebuie samo da pase de udarite. Să fii atent să te protejezi. Nego, s druge strane, defense, odbrana morală. Câteodată, eu țin minte când eram mai tânăr. Să zicem că se fiu mlađi. Trebuia să fiu atent dacă făceam o mișcare din mână, nu însemna că cădă neapărat. Da, da, da. Mora să ne bude pajiv dacă ținem ovom rukom se ne otvori greșe. Când te lovea cu cealaltă că zburai peste gard. Jer ceși onda otvoriti gard i dobit ceși druge strane. Cam așa se întâmplă astăzi. Vrlo, slično je to... Diavolul face mișcări cu mână. Djavo podiže ruku i kaže nešto pokazuje. Și toată lumea se uită la război. I svi ljudi gledaju na rat. Dar în mâna asta la altă, a u drugoj ruci, se pregătește următorul eveniment. On priprema jedan sasvim drugačiji. Ce-i dureros? Ce-i foarte dureros? Ono što je bolno, este că și adventiștii se uită la mâna aici. Što i sami adventisti gledaju na zamku. Și nu se uită la mâna de aici cu ajutorul Bibliei. Ne obraćaju pažnju na skrivenu opasnost, čitajući Bibliju. Acum, țineți minte, Irod a dat o poruncă. Irodu je data jedna poruka. Și el a spus așa, i u toj poruci je toți vasta. Copiii de la o anumită vârstă să fie uciși. To ne drugi Irod kaže, svi, sva deca do određene dobi, starost ne treba da budu ubijeni. Dorea Irod să ucidă toți copiii, da sau nu? Da li Irod želeo da ubije tu decu, da li ne? Ne. Era scopul lui de a ucide toți copiii. Nu. Da li je njegov cilj bio da ubije svu decu? Da, pe cine? A koga žele da ubije? Pe cine? Pe Isus. Deci el spera ca în mulțimea aia de copii, on je mislio da u to mnoštvu dece, să moară Isus. Mora da se nađe Isus negde i da i njega. Haman dă o poruncă, Aman, u Mardoheevo vreme, să ucidă neamul iudeilor. Daje poruku, odnosno izlaje nalog da se pobiju svi jevreji. Da jel avea ceva împotriva cui? A on je zapravo želeo koga da uništi? Împotriva lui Matoheu. Samo Mardoheu. Că dacă știa el că Estera e iudaică... Jer da je on znao da je Estera jevreja... Înțelegeți? Acum, ce înseamnă pentru noi? Šta to znači za nas? Pe diavol nu-l interesează să fie închise toate bisericile. Diavola ne zanima puno da zaturi sve crkve. Carantină. I to... Închidem bisericile. Zatvorim în țările. Să închid penticostali, baptiștii, ortodoxii, metodiștii. Dacle, sve ove crkve... Da, el vrea una. Nisu mu bitne, osim one jedne. Și dacă ne-a pus pumnul în gură... I kada bi mogu da nam zapu... Și noi nu mai spunem nimic. Da ništa ne kažemo, on je... El a câștigat. Dobio svoje, što je tražio. Asta este tragedia cea mare. Și to e noastră tragedie. Pentru că el asta dorește să năbușe solia lui Dumnezeu. On želi da pošto poto spreči, zaguši poruku Božiju. Am fost de curând într-o biserică în România. Eu sunt nedavno u jednoj crkvi u Rumuniji. Și frații au venit liderii bisericii să evalueze lucrarea unui predicator. I sakupili su se lideri crkve da procene rad jednog radnika biblijskog. Știți că la școală se dau note la... Znate da su u školi daju ocene. Și biserica a fost chemată să dea notă la predicator. Na isti način je ovde sada crkva, vođe su sada davale ocenu, jel, rada. Și au dat doi pe linie la predicator. Doi, unu, doi, unu, doi, note mici. Nisu baš bili prezadovoljni, dobio nekakve dvojke, jedinice. Oameni erau nemulțumiți. Dakle, nezadovoljni su bili njegovim radom. Aici je biserica, iar predicatorul trăiește la 300 de kilometri de adunare. Taj propovednik je 33 kilometri. 300 kilometri bio daleko. Acolo je casa lui. Tamo je bila njegova kuća. Aici este biserica. A na drugoj strani crkva. Vine vineri seara.
dolazi petak veče. Și pleacă duminică dimineață sau după amiază. I on u nedelju uveče ili popodne kreće. Și dacă întreabă cineva, dar de ce nu veniți mai aproape? Exact, că pitea, zašto nisi să nastanem negde, frate, da tu radiš u tom ataru? Nu.